casa. Ridică-te, te rog. Rămâi acolo, rămâi. Așa sunt eu, așa sunt cu el. Îi las pe toți, îi las să stea jos. Și mă înțeleg așa, îi am pe toți la suflet. Radu, ce am avut noi de pregătit pentru astăzi? Ce faceți, domn profesor? L-am întrebat. Ce am avut noi de pregătit pentru astăzi? Păi și așa așteptați dumneavoastră să răspundă când eu am auzit că îi șopteați, ce îi șopteați? L-am încurajat, el e mai emotiv, așa. Ce încurajare, domne? Domnul elev, v-a șoptit sau nu v-a șoptit? Răspundeți, domnule elev. V-a șoptit profesorul sau nu? Nu, domnul inspector. Nu mi-a șoptit. Cum se zice în popor, răzbunarea e arma prostului și mai mult decât atât, mi se pare că de azi proful nostru chiar se va schimba. Vreți să vă mai spun care e lecția? Da, spune. Invențiile lui Mark Zuckerberg din 2008 până în prezent. Bine, continuați. Bun, astăzi face prima antrenament din sală? Da. Îi dăm cu aruncări cu de toate, da? Da. Cum ești? Ești bine? Gata, sunt pregătit, sunt în formă. Te-ai recuperat, bă? Om, să mă, sunt ca nou. Cât m-am chinuit pentru momentul ăsta, după 35 de zile de recuperare, iată-mă înapoi pe teren. Ți-am zis că sunt ca nou. Nu mai crezi. Hai, începem cu aruncări, două de pe loc, două din săritură, da? Da, frate. Hai. Bun. Nu-mi vine să cred că după atâtea zile de muncă eu la prima săritură mor de durere. A, las-o, frate, las-o așa că nu merge, lasă-mă. Frate, hai măcar să încercăm. Ce să mai încercăm? Mai sunt 15 zile până la meci și eu nu pot să fac o aruncare la coș. Hai măcar să încercăm să nu ne pară rău că după aceea... Bă, nu mai încerc nimic, nu înțelegi că nu mai încerc nimic, lasă-mă. Nu vrei tu. Știi că eu sunt aici să te ajut dacă trebuie. Cu ce tot insisti atâta? Te simți cu musca pe căciula că trebuia să fii tu în locul meu sau ce? Stai liniștit, nu te simți dator. Asta crezi tu? Da, mă, da, asta cred.
Băieți, vreau cel mai frumos meci, cel mai serios meci. Tu, vreau să fii pe Cojocaru. Tu, vreau să fii pe Mihalcea, că e bun. Vreau să văd un meci frumos, țineți la ei. Hai, nu-i lăsa să dea coș. Facem asta! Da, da. Dați afară, nu mă interesează. Da? Brisbane! Hai! Uite să mă secundă! Iată, m-a ajuns la final cu toată responsabilitatea pe umerii mei. Iar pentru mine, poate asta e ultima șansă. Stabilo România. Un Samsung Galaxy S8 Plus nou nouț și o tonă de obiecte descris de la Stabilo ca tu să nu trebuiască să-ți mai cumperi niciodată pixuri și linere și evidențiatoare și așa mai departe. Ce trebuie să faci ca să câștigi acest premiu? Ei bine, este foarte simplu.
trebuie să dai follow paginii mele de Instagram radu.co. Trebuie să dai follow și paginii de Instagram Stabilo România, pentru că ei ne-au dat minunățiile astea de premii. La postarea concursului de pe Instagram să dai tag la 3 persoane cu care te-ai uitat tu la sezonul 3 din Școala Invers. Atât. Câștigătorii vom anunța joia viitoare la ora 19, căci v-ați obișnuit cu ora asta, printr-un live pe pagina mea din Instagram. Câștigătorii vom alege cu random oricât, dar este foarte important să fii pe live-ul de la ora 19 de joia viitoare, altfel vom da premiul tău altcuiva și nu cred că vrei să pierzi un telefon. Și ne vedem cu un nou sezon din Școala Invers pe 15 septembrie. Pa!